Salutare tuturor și bine v-am găsit la Heyday unde o să terminăm evenimentul de Valentine's Day. Avem aici toate misiunile lăsate pentru că se termină în 3 ore. Le-am lăsat aici doar pentru a vedea ultimele 6 misiuni pe care cel mai probabil nu o să apucăm să le terminăm pe toate. Poate asta o terminăm pentru că e destul de ușoară, ne dă 300 puncte. Noi nu avem de puncte, adică avem 17.850 de puncte. Și da, facem un episod cu Heyday să vedem ce prinde de jocul acesta pentru că e unul destul de interesant. Noi avem level 42, este creat de Supercell dacă ne ducem prin setări pe aici să vedem, este cu Supercell ID dacă vrei să te conectezi sau cu Google, este un joc destul de mișto dacă vrei să, gen, să te relaxezi puțin mai pași ai tu aici niște animale mai ai să creezi mâncare pentru animale și din lapte faci niște brânză sau faci, nici, nu știu o cremă, niște unt ai o grămadă de chestii, plus niște animale pisici, cai, ai o grămadă de o cămadă de lucruri care poți să faci cu care poți să faci anumite iteme, cum ar fi un tort sau un uh, popcorn, depinde de care vrei, plus niște dăstea să plus pământ ca să pui niște fructe sau legume. Bine, nu poți să pui fructe pentru că fructele din copaci, cum ar fi merele sau dăstea, nici nu știu cum se i numesc acum. Dar înțelegeți voi ideea, deci ai niște pământ unde pui legume, cum sunt dovlecii, cum sunt ardeii, nici nu știu ce asta, sugar cane, de asta de dulce, plus niște porumb sau ce-o fi asta, bine, nu, asta nu-i porumbul, porumbul este acesta, asta este wheat, nu știu cum se traduce acum în română, dar îți dai și vă seama ce este, greu, iese grău, așa. Deci este un joc destul de mișto, ai foarte multe lucruri de făcut și acum vreau să zic că am terminat deci evenimentul de Valentine's Day și dacă se joacă cineva Valentine, dacă se joacă cea Hay Day, sper că ați făcut cât mai mult, dacă nu asta e, nu o să fie un episod prea lung, vreau doar să văd dacă o să fie ceva de el pentru că Acum am terminat numărul 1 din toată, bine, nu e din toată lumea pentru că leaderboard-ul este pentru persoanele care au level 42. Îți dai seama dacă eu mă bat cu level 42 la level 100, nu o să am nicio șansă pentru că el are lucruri mai avansate decât mine. Și la 42 chiar am dus-o bine, am făcut cu 2000 și ceva puncte mai mult decât locul al doilea. Puteam să am și mai mult, dar ideea este că nu am putut să fac unele lucruri, cum ar fi bine, asta, toate de aici pot să le fac, dar sunt anumite lucruri pe care chiar nu pot să le fac din moment ce nu am am două mașinării. Am avut o afacere foarte bună în care am făcut 150.000 de gold, așa doar pe gratis. A fost foarte noroc pentru că a vândut cineva niște iteme doar pe un gold și am putut să le cumpăr cât mai multe. Acum am luat toate rewardurile, le avem aici de Valentine's Day, avem tunelul îndrăgostiților unde arată destul de bine, adică Bine, nu nimeni aici, este doar o broască și ne trebuie două persoane care să vină în tunel, să intre și după să iasă. Și vreau să mai fac niște misiuni de aici, ce mai pot să fac. Plus că pot să fac asta cu Sherpa Spy, o plăcintă care poți să o faci din... din de asta, din bacon, de la porci, din carne de porci și alte lucruri. O să dăm aici, o să le colectăm. Bine, noi nu putem să le colectăm momentan, pentru că, din păcate, nu am spațiu. În jocul ăsta spațiu e foarte important. 650 din 650 și aici am bine. Aici e mai ușor pentru că nu e cine știe ce, pentru că ai limitate, știi, ai foarte multe limitate. Mai întâi să le colectezi pe de aici. Nu totul e făcut, mai avem și căpșuni, avem o grămadă de lucruri și asta nu e tot. Adică până acum am... Una, două, 3, 4, 5, 6, 7, cu 12, am 12 fructe, bine, legume în total, și pot să le pun. Prima dată pun astea că sunt foarte importante, pentru că dacă ne ducem aici putem să punem câte 3-3-3. Momentan totul e hambarul full, așa că încerc să pun două de astea, pun și o asta aici, o căciulă, ca să pot să colectez astea. Și după ce colectez astea să pun altceva, cum ar fi o plăcintă de mere. O să colectez asta, am făcut o misiune, s-au făcut 170 de puncte. Cel mai important pentru misiunile de genul este să ai totul hambarul full, da? Mă duc aici, am totul full și nu mai pot să colectez nimic, acum ar fi de la mierea asta de la albine. Nu mai pot să o colectez, așa că în loc să, sal să iau direct asta, gen, să zicem că ai nevoie de două cheesecake. Dacă apăs aici, mi se ia instant, dar dacă am harbarul full, nu trebuie să mi se pună instant, așa că pot să mai pun și altceva. Și las fix așa și las astea aici să se stacheze când o să am misiunea asta din nou sau ceva de genul. Mai avem și noi de 4 mere, 4 sucuri de mere pe care o să le luăm imediat, dar mai întâi să facem niște suc de morcov și morcov îl punem fix aici ca să se poată facă cât mai mult. Trebuie să ai cel puțin 30-40, acum depinde de cât de mult aveți, 30-40 de fiecare legumă de genul. Mai avem și aici o misiune de la clan, bine este un clan, este un neighborhood, este un dăsta un vecin. Bine, practic e clan, e clan și unde faci misiuni și misiunea pe care am să creez 4 bacon cu ou. și de aici poți să le faci. Restul nu ne trebuie, așa că ne ducem aici și nu am chiar ce să fac. Poate să facem asta perfect. Pot să pun aici 4 de genul pentru că ne trebuie o cremă pe care o facem de aici și crema avem unde ajuns. Stai mai întâi, avem asta perfect, stai să iau și o laptele de la vaci. Avem 15 vaci, avem foarte multe găini, oi, porci. Mie nu prea contează foarte mult și nu știu pe cine a interesat jocul acesta pentru că este doar un joc în care practic ai o fermă și trebuie să ai grijă de ea. Este destul de interesant dacă vrei să te relaxezi din când în când, dar este și stresant din cauza că vezi aici, uite, vezi trei duct tape, să vedem dacă pot să le iau. Nu, deja cineva le-a luat înaintea mea și lucrul acesta este foarte nervant pentru că ai nevoie de duct tape sau materiale pentru a abgrada hambarul, pentru a avea cât mai multe iteme la storage. Trei duct tape chiar aveam nevoie plus mai ai și un păun, bine, ăsta e mai greu de luat, ăsta sunt niște animale care doar îți dau XP, stai un pic, stai un pic să luăm, avem aici boostere, la level 40 crezi că faci boosterele și activezi ăsta pentru a lua XP orice colectez acum este XP extra, 13 plus 6, 13 plus 6 și foarte, foarte bun. Mai punem aici niște pâine pentru că vrem să facem pâine pentru a pune cu acest bacon pe care o să luăm de la porci. Dar înainte să fac chestia asta, a să pun aici niște lapte pentru pisici și dacă pui pe fluierul acesta, trezezi să pisicile să-ți dea XP și item. Bine, nu e șansă de item mereu, dar e o șansă din când în când. Aici o să punem două de honey să se facă miere. Două... Morcovi, vezi, avem un duct tape, am luat duct tape, da? Și acum duct tape se pune acolo, dar momentan noi nu ne interesează să luăm ăsta de aici, nu mai avem morcovi, pe un campus pus morcovii acolo. Bine, și acum, da, trebuie să aștept să se facă morcovi și dacă pui unul, îți dă doi. Deci, practic, îl pui pe al tău și după îți mai dă încă unul extra. Aici nu avem, din păcate, stai, avem fix 15. Noi ce aici, punem 5 acolo, mai punem 5 aici. Mai punem încă tot aici, să avem totul făcut în continuu. Și vă uitați, dacă vă uitați aici apare cu galben, vă duceți cu alăctați și nu mai apare cu galben. Galben înseamnă că în țaicul acesta poți să dai de mâncare sau poți să colectezi. Aș explica mai multe dacă o să mai facem episoade viitoare cu acel joc minunat, dar cel mai probabil nu. Am mai făcut în comisiune și acum nu mai bine. Să termină în 3 ore, așa că avem 18.000, avem vreo 3.000, bine, 2.000 și ceva diferență, nu? 2.000, da. 2.000 diferență de pe locul al doilea. Persoana asta chiar m-a trecut la început când ea avea 1.000-2.000 de puncte, Pavel's Farm. Dar m-a jucat foarte mult în continuu și trebuie să te o cămadă, gen, deci, am jucat... Cel puțin 4-5 ore în fiecare zi timp de o săptămână să pot să fac ce trebuie în jocul acesta. Da, știu, e foarte mult și nu chiar merită sau unele persoane chiar nu joacă, dar este decât în, încet, încet interesant. Mai punem aici niște dăsta de lână, aici colectăm tot ce avem nevoie și punem, punem avem zahăr, bine, zahăr maro, mai avem zahăr alb și avem și sirop. Luăm și noi asta de bacon and cheese. Din păcate nu o să pot să fac misiunea, dar nu contează pentru că stoai 50 de puncte, probabil dacă poți să dau aici trei și poți să colectezi altceva. Două, două chili popcorn, da? Ne ducem aici, colectăm de doi. avem, gata, am făcut misiunea. 50 de puncte, dar și contează. Să mai punem de ăstea, da, mai punem de honi, pune și două de honi să fie acolo. Momentan misiuni nu mai avem, nu mai ne interesează atât de mult, poate asta cu căinile, dar... Durează mult prea mult să o fac pe episod, așa că o să o fac după aici ce pot să pun? Pot să pun o înghețată, mai pun încă două înghețate și să colectez tot aici. Aici avem ăsta de făcut... cum să zic, de făcut aici din mine, te duce mine, mine minereuri. Mine Bine, aici poți, ai două și când cumperi unul, ai doar un slot și tu tu trebuie să le cumperi cu gemul. Gemurile sunt foarte importante și sunt foarte rare. Mai avem încă un gem maker, deci eu n-aveam ultimele 3 iteme, adică n-aveam coffee, asta, jewelry și asta, nu l-am, încă nu l-am. Dar astea două se fac pentru că am făcut afacere de 150.000 de gold. Altfel mai stăteam câteva luni bune. Goldul și spațiul în jocul acesta este foarte problematic. Trebuie să cumperi Battle Pass-ul? Da, au Battle Pass în Heyday. Nu mă gândeam că o să aud asta vreodată și avem aici și avem uh, capre, avem capre. Aici o să pot fac ăsta imediat, o să dau aici tot. Nu te... Stai un pic să vedem. Decât să dai tu de la tine, mai bine pui ajutor și de obicei aproape instant ce se pune ajutorul. Și dacă nu se face ajutor, aici este o barcă în care pui iteme și primești aceste vouchere. Voucherele le vezi aici în stânga de jos. Și după ce dai astea la vouchere, ai astea în care poți să cumperi animale gen, nu animale de genul pentru că astea le folosești la făcut brânză, ouă, dăstea, dar animale pe care poți să le cumperi și arată frumos, cum este calul acesta, avem nevoie de o grămadă. Bine, toți caii, unii costă mai mult, unii costă mai puțin, depinde de frumusețea lor, dar toți fac la fel. Dacă mă duc aici, uite, toate astea mi-au dat extra XP, să fac XP-ul mai rapid și mi-au dat două materiale. Și aici mi-a dat un material din din 6 câini. Îmi trebuie 6 bacon pentru că trebuie să i hrănești în continuu. Cu cât ai level mai mare, cu atât faci mai multe ferme, gen. Acum am 15 15 k vaci, dar după poți fac 20 de vaci, 30 de vaci și tot așa. Din 5 în 5. Aici este unde poți să vinzi itemele tale pe care le ai și poți să ceri persoanele să te ajute. De obicei cere cei mai scumpi, pentru că la contează foarte mult. Și 400. După restul dai și tu. Dacă nu-ți place chestia asta, dai la gunoi și îți vine alta, care e mai bună. Durează 30 de minute, dar încet încet se face. Până se face imediat, aici nu ne mai interesează ce putem să punem bacon. Hai să luăm cât mai mult bacon. Nu luăm aici tot baconul pe care putem să luăm pentru că nu avem spațiu prea mult. Și punem aceste caserole. Nu mai avem ouă pentru că nu mai avem nici de asta de pus ouă pentru că nu am spațiu. Avem două ouă și atât. Asta e tot. Și mai facem cât? Mai trebuie două Da, aici trebuie două pentru caserolă. Pot să pun asta. Asta se face cu brânză din capră, nu din vacă. Aici punem, mai punem, da, mai punem niște pâine acolo să se facă, nu mai avem carrot, se fac în 3 minute carrot Aici să te uiți mereu din 2 în 3 minute să te uiți ce trebuie, adică dacă văd duct tape sau cum ar fi șuruburile astea, șuruburile lei de la clan dacă vrea să zoneze cineva ca pe Clash of Clans. Aici poți să vinzi, aici este unde vinzi tu la tine, aici vinzi de la joc, aici ați comenzi de la joc. Uite, vezi, deja cineva mi-a donat și faci 500 de pe gratis, Aici ce poți să vinzi tu? Poți să vinzi ăsta pe 950 sau pe 1 sau pe 3400, depinde de tine și aici ne ducem, bine, mai avem și aici, în stânga la tren, fix partea asta, este ca echivalent, ca Clash of Clans Builder Base. Nu e prea interesant, costă mult, trebuie să stai foarte mult aici, și uite, cineva deja mi-a donat, eu pot să fac asta... Aici nu am, dar pot să o fac lejer, deci nu trebuie să cer ajutor. Unde e mai greu? Acolo cerem ajutor. Avem 8 ouă, momentan nu avem cerem ajutor. Avem 7 cartofi, aici mai bine cerem ajutor și pe partea asta nu mai trebuie să cerem ajutor pentru că o să facem. Bine, aici trebuie să cerem ajutor, poți să ceri ajutor de 3 ori pe zi. Aici mai vedem, după dai aici pe clădirea asta, primăria și dai și pui. Dai click pe 1, dai și si vizitator să-l vezi și vezi dacă n-ai locul Aici asta în beleful, deci aștepți. După te duci la altul, avem și animale. Animalele sunt aici, sunt foarte multe animale dacă ne ducem să cumpărăm, dar noi nu avem. Animalele se fac foarte greu, sunt vreo 3, 6, 9, 12, 11. 11. Și ce mai aici trebuie să le iei Și sunt foarte greu. Momentan poți să iei doar una pe zi. Tu ai nevoie de 3-6 Și poți să iei una pe zi de la ăstea. Uite, vezi? Deci n-am trebuie să dau de la mine. Mi-a donat alte persoane. După dai baica și primești un de ăsta. E random. Deci eu am primit purple. Și doar una. Una de puzzle. Bine, mai primim și aici. Dar asta e odată la 2-3 luni. Mai primim 3. Plus 2 de care e super importante și am nevoie de ele. Plus 10 gemuri. 10 gemuri chiar e foarte mult, nu e ca pe Clash of Clans care le iei 10 gemuri dintr-o 8 dacă distrugi 8 de aia. Stai că trebuie să dau la collect, trebuie să dai collect un bush în Clash of Clans. Și după te duci din nou aici la derby să ajungi clanul tău să ai cât mai multe reward -uri. Avem aici de făcut 4 pălării sau 4 de ăsta, 2 de ăsta, să colectez 4, 7, bine, mai au 2 de ăsta să zicem, nu? Am pus 2, perfect, pot să le iau în 3 ore și ceva. Dar asta nu, e, nu prea important, nu mă interesează, nu mă joc atât de des acolo, dacă toată când am nevoie de spațiu mă duc acolo, colectez astea 3 pentru că trebuie să le iei de la clan și după ce altceva. Dacă primești 3 de ceva, după ce același lucru, pentru că persoanele pare că câteodată nu-ți dau și ceri în continuu și în continuu și în continuu și la un moment dat cineva o să-ți dea, știi? Uite, am luat 10 de astea pe 1 și 10 de astea a costat 8.000 și eu le-am luat pe 1 și le-am vândut pe 8.000 și am luat 150 de inele de la o persoană ca le vindea să scapă de ele și am făcut o grămadă de gold așa. Aici pun din nou uitul ăsta și episodul chiar s-a lungit, din unul foarte, unul foarte scurt s-a făcut la unul chiar foarte lung și sper că v-a plăcut. Baftă la misiuni, bine o să colectez ăsta mai încolo, momentan chiar nu am atât de mult spațiu, deci nu pot să fac cine știe ce. Pot să pun 6, după aici să mai pun 6. Nu știu dacă va a plăcut, nu știu dacă o să mai fac vreodată, dar am zis dacă tostem suntem loc 1 la un eveniment pe Heyday, poate, poate sunt persoane care joacă Heyday. Dacă nu sunt asta e, nu, e nicio problemă, nu e ca și cum ne schimbăm doar pe Heyday, așa că să aveți o zi excelentă și ne vedem data viitoare la alt joc, desigur.